În ședința ordinară de marți, 31 martie, consilierii mușceleni se vor întâlni pentru a dezbate cele 18 puncte de pe ordinea de zi. Cap de listă este proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui Robert Daniel Dudcă, urmând ca locul acestuia să fie declarat vacant. Printre numeroasele discuții ce vor fi purtate în cadrul acestei ședințe, un aspect important va fi reprezentat și de către proiectul de hotărâre privind acceptul pentru funcționarea Muzeului Automobilului Câmpul Mușcel în cadrul imobilului Cămin Cultural Apasărată. Ca de fiecare dată, discuțiile aprinse sunt păstrate pentru finalul întâlnirii, în mod special pentru punctul diverse. Ce ne va rezerva ședința de marți rămâne de văzut, însă cu siguranță fiecare va face tot posibilul să ia cele mai înțelepte decizii pentru binele cetățenilor mușceleni și al municipiului.